Amintesc că prima noapte petrecută aici în Lidia, stăteam afară cu soțul meu pe terasă la povești. În casa închiriată. Da, da. Parcă ieri a fost. Spuneam lui Adi că ce mai vrei? E cald munte. Nu sunt urși ca la Covasna. Pot să plimb în pădure, nu e frig. Cascade, e un paradis. Paradis. Codri de la Ilicie. Să-i mai văd iar mă-mpie. Pe mine m-a surprins căldura oamenilor care ne-au primit. Cu toate că era o mână de oameni, fiecare a venit cu un măr, cu o pară, cu ce a avut fiecare prin grădină și treaba asta m-a făcut să mă simt acasă. Dumnezeule, Doamne, ce trimiți pe Preasfântul Tău în ceasul de acolo? Cea mai bună predică a preotului în comunitate este viața lui acolo. Dincolo de cuvintele pe care le rostește cu diferite ocazii, viața lui, a familiei sale, a felului în care el relaționează și se descurcă în comunitatea respectivă, este cea mai bună predică. La primele slujbe, nu știu dacă am avut 4 oameni. Și acum sunt iarna 30-40 de oameni, vara sunt 70-80, pentru că mai sunt și cei care mai vin acasă, ceea ce e mai mult decât frumos, adică eu nu știu de unde apar. Simt așa că îi trimite Dumnezeu și oamenii s-au apropiat extrem de mult de Sfânta Biserică și de tainele Sfintei Biserici. Noi neavând aici nici cinema, nici mall, nici teatru, nici alte posibilități de a ne manifesta cultura sau, mă rog, dorințele noastre, biserica este totul. Care le ești în cer, sfințească-se numele tău, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe am avut o copilărie foarte frumoasă. Cântul l-am învățat de la străbunica mea, cânta în strana bisericii și am învățat foarte multe cântece de la ea. Făceam spectacole în curtea casei, improvizam, puneam ponevi din astea țesute cum erau pe vremuri și făceam o scenă improvizată. Și bătrânele din sat, vecinele mele, aveau o plăcere deosebită să vină să ne asculte. Primeam câte un bănuț, îi împărțeam, cumpăram bomboane, era aproape de noi Traian Jurchela, cu care am copilărit. Și așa am învățat să cânt, să doinesc. Și... Eu mi-amintesc că toată zona asta, Curpănariu, cum spunem noi, când ne adunam zeci de copii. Cu Traian Jurchela ne întâlneam și la fotbal și ne întâlneam și la muzică. Lângă casa lui, acolo la Ilea Fera, cum îi spuneam noi, aveam teren de mini-fotbal. Mi-amintesc cu foarte multă plăcere de copilăria mea din Ilidia. Pe pârâiașul al nostru, pe vicinic după pește, era o îndeletnicire de bază,
mergeam la pește și mergeam la scăldat, la vir, deasupra de sat, acolo pe vale un pic. Am copilărit cu Nina și cu fratele ei, mai mare decât mine, cu 3 ani, Nicu, cânta și la acordeon, fratele ei, și mergeam și cu vitele pe deal. Luam acordeonul cu el, eu cântam cu vocea, el cântam cu acordeonul, mă acompania, apoi am început să cânt din frunză. Cu frunza, chiar îmi plăcea foarte mult să cânt din frunză. Poartă mândră cârpă albă ca să-ți fie lumea dragă, ca să-ți fie lumea dragă, mândra mea. Poartă mândră cârpă albă ca să-ți fie lumea dragă, ca să-ți fie... Vara mergeam toată ziua, de dimineața până seara cu videle și stăteam la prânz lângă râu, frigeam porumb, scoteam cartofi. Ne aflăm în cantonul Ilidia, în cadrul polului Silvii Corabița, în interiorul Parcului Național, într-o rezervație integrală, străbătută de acest râu frumos cu o cascadă, cascada Ghioara, de pe Valea Mare. Varietatea pădurilor din Banat este renumită, fiind o climă mediteraneană, aici, într-o suprafață mică, poți întâlni o mulțime de specii. Fag, carpen, alun turcesc, alun comun, nuc, păr, măr pădureț, paltin, frasin, specii de faună ca râsul și vidra. Dacă vă uitați aici, o să vedeți cum circulă câte un animal, urmele de gheare încă se văd. Cu ani în urmă, Dumitru Țeicu, care a fost istoric aici, a cercetat și niște desene. Unii le numesc rupestre, desenele se pare că sunt din perioada otomană sau cumană. Există un desen de culoare roșie cu cai călăreți și semne de cruce. Nu? Cu ce începe? Suntem familia Măran. Cu toate că nu suntem un nume de Ilidia, pentru că vechii noștri strămoși aveau alte nume, avem și o activitate comună, creștem albine. Eu mă ocup cu munca de teren, iar Laura... Eu fac rame, scot storc, miere, alte, celelalte. Străbunicul era preot greco-catolic, protopop... Tații noștri erau prieteni. Au copilărit și împreună. Și ne știam de mici, adică ne jucam când mergeam în vacanță, noi ne știam. Chiar mergeam la pește împreună. Da, și cu tata, îl iubea foarte mult pe Adam. Era pasionat de istorie și noi având de aici chiar în capătul grădinii un sit arheologic, mergeam cu el mereu și îmi povestea despre istoria locului, despre monede, despre tot ce a circulat în zonă în perioada respectivă. Am ajuns la punctul arheologic Cetate, unde la începutul secolului XII a fost un centru de putere a regalității maghiare, o biserică parohială din piatră. Deci din poveștile bătrânilor că a fost ceva aici, o cetate. Au început să pătrundă arheologice. Toți copiii eram adunați care vor să muncească să câștige un ban. Am lucrat foarte mult în zona cimitirului, chiar dacă a fost secolul 12-13, scheletele s-au păstrat atunci, căutam normal, la nivelul craniului căutam cercei, la nivelul mâinii căutam inelele și așa mai departe. Am ajuns în punctul arheologic Oblița. Ce vedem aici în față e biserica de curte, biserica rotondă, care a deservit curtea regală la data respectivă. Iar aici avem casa seniorială, secolele 13-14. Deci a fost o fortificație. Prinde-te ortace, prinde-te ortace, prinde-te fârtace, prinde-te fârtace.
Prinde-te, frate, de cruce! Prinde-te, frate, de cruce! Cine ortacul nu și-o zice, cine ortacul nu și-o zice, degetul al mic să-i pice! Degetul al mic să-i pice! Încercăm încă o dată cu un vecin, cu Nicolae Pătruț, să organizăm mătcălău, cum zicem noi, ortăcia, și anul ăsta, și să-i dăm, să-i dăm amploare fenomenului. Bine v-am găsit, dragilor! Uite, aici am primit eu și tu. Eu n-am venit cu mâna goală, da, bine, am venit cu turce, bine, că bine. Nu e religie. Hai, la mulți ani! La mulți ani! Doamne ajută! Pentru că am povestit cam ce este Mătcălău, aș vrea pentru Mătcălău, Andreea, să ne povestească cam ce se mânca la Mătcălău. La Ilidia oamenii au fost înstăriți dintotdeauna. Erau oameni foarte harnici. Ei au avut și norocul să fie multe generații în casă. Copiii veneau toți împreună și unde se strângeau să se ortăcească, acolo bunicile pregăteau în cantitate mare, că erau copii mulți, era multă lume în Ilidia pe vremuri. Poartă mândră cârpă albă ca să-ți fie lumea dragă, ca să-ți fie lumea dragă, mândra mea. Se frigea coaste, cârnați, carne din abundență, se făcea căigană cu brânză, cu ouă multe, se băteau toate împreună acolo. O nebunie, un gust, un miros. Prima dată când am venit aici, bineînțeles cu autobuzul, că așa se circula pe vremea aia, că eram foarte curioasă să văd Ilidia, mă tot uitam din autobuz, că spunea Pătru că imediat ajungem. Am coborât din autobuz și am crezut că am murit și am ajuns în rai. Pentru că am văzut ieruga, adică pe căldura aia care probabil era undeva la 40 de grade în iulie, era o apă, așa cum n-am văzut nicăieri, cristal pur, plin de peștișori care mișunau prin ei. Eu nu am crezut că așa ceva poate să existe. Noi ne-am cunoscut în Reșița, am lucrat acolo. Când am luat hotărârea să venim încoace, am fost mai sceptică, dar m-a iubit, m-a urmat și acum, dacă o întrebați, nu cred că regretă. M-am îndrăgostit de sat imediat. Cășile din Ilidie au fost făcute toate la clacă, așa s-a zis. Veșinii, neamurile, cu coșia, cu carul, cu boi, cu mâinile, cum au putut, toți au ajutat unii prea alții. Și într-o familie erau, înainte, nu ca acum, câte unul singur, o băbuță singură, erau 4, 5, până la 10 cară, coșii. Prima dată își adunau materialele. Când nu era la câmp de lucru, ca să poată să tragă cu boii, cu caii, să nu fie la arat, să nu fie la dat cu plugul, deci adunau materialele. Femeile se ocupau cu mâncare atunci, la clacă, puneau prămasă, făceau turce. Se făcea la început o cămăruță, două, o bucătărie acolo. Toată casa făcea și cu coș în pod, coș mare, mare de tot, fumurile acolo se afume iarna când tăiau porși. Îs făcuce din piatră de moale, stuf calcaros, cum se zice mai nou acum, și ala s-o găsit la noi pe Valea Mare. A fost carieră. Acolo cu firizul al mare, joagărul care ori tăiat bucate, i-or făcut față și așa s-or făcut cășile din Ilidie. Am aflat și un șpiț cu care desfăceau piatra. Să-l punem la colecție. Avem și o construcție de la începutul secolului XIX, un cuptor de var. Au avut varniță, 3 sau 4 vărniți, argeau varul și acolo tot cu clacă, s-au adunat lemnile, piatra care au băgat-o și au aprins-o în varniță acolo. Îl stâmpărau, adică cu apă, cum se mai duceau și cu var prin sacile din jurul Ilidiei.
la Răcăștie, Naidă și încolo, toți știau că la Iligie este var și că e foarte bun. E o arhitectură specială la Ilidia. Casele sunt foarte frumoase, au elemente specifice care se deosebesc inclusiv față de localitățile din jur. Morile de apă, canalul de apă care trece prin sat, pe sub case, elementele de tâmplărie, porțile, ferestrele, bârfitoarele sunt deosebit de frumos lucrate. Atât detaliile geometrice cât și cele florale și atestă o piață a meșteșugurilor și a meșteșugarilor foarte pricepuți în zona asta. Erau rotari, erau tâmplari, erau zidari, erau zugravi, erau croitori, croitorie și de bărbați și de femei. Am dus în armată, pe urmă am revenit înapoi la Oravița și m-am angajat la Tinchigiu. Toată viața, până la 75 de ani, numai asta am făcut. Ghidea burbulane, găleți de fântână, stropitori de apă, cocoașe de vânt, burlane de fum. Deci e foarte o meserie, foarte pretențioasă, deci se lucrează la milimetru. Mai mulți dintre studenții cu care am fost în practică aici la Ilidia au rămas cu amintiri foarte frumoase de-a lungul anilor și dorim să venim și în alte rânduri, tot așa cu studenți de la arhitectură, cu colegii de la Catedra de Restaurare și Patrimoniu, să studiem, să facă releve, să facem fotografii, să desenăm aceste case, pentru că sunt un obiect de studiu foarte bun. Atât de mult ne-au plăcut casele din Ilidia, încât mai mulți colegi arhitecți au ajuns de-a lungul timpului să-și cumpere case aici și să petreacă vacanța în acest sat, pentru că fiecare plimbare este o încântare și ne dorim foarte mult ca aceste case și aceste fațade să rămână așa cum au fost. Este o zonă în care timpul parcă trece altfel, casele se încadrează foarte bine în peisajul local, natura este foarte frumoasă, este un sat foarte, foarte pitoresc. Când am cumpărat casa era o ruină, peste tot era pământ pe jos, dar pentru că ne-am născut amândoi, am crescut aici, toți ziceau Oravița, Oravița, nu. Am preferat Ilidia și ne drag și ne place. Face vântul peste munți, la 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 la, peste podri ai cărunți, la 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 la. Face vântul peste munți, la la. Toată viața noastră am tras în aceeași direcție. Suntem căsătoriți de 49 de ani. Facem la anul chef de 50. Nuntă de aur. Mai bine iau ce mânca cai la umbră. La taua mea pun la păduri. Îmi pun și coasă. Când inima rău mă doare, la 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 la, stau în podul la răcoare, la 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 la. O, omere, ho! O, origul, ho! Nebună. Ia să învățați să duc ei, nu să dai în ei. O, tata, ho, uite și apa lui Marcel. 2, 3, țin, 4, mă, mi-a văzut că am 4. Am sunat unul să mai cumpăr o iapă, dar nu o cumpăr cum vrea el. Uite aici, vezi pământ, nelucrat. Nu mai au bani oamenii, n-au posibilitate. Uite aici. Neamțul, danez, uite, uite concurențele ei, uite ce pământ au, vezi? Gata. Uite și pe Neilea Iaba, uite pe nepotul sus. Ok. Putem să plimbăm cu bicicletă zilnic în mijlocul
străzii, exact, adică suntem aici în mijlocul pădurii aproape. Spațiul urban îl împrejmuiește pe copil cu o multitudine de nu-uri. Nu trece strada, nu zgâria mașina, nu arunca, nu fă, nu. Aici e cu da. Granițele sunt granița lui da. Da, poți să mergi, poți să sari în apă, poți să pescuiești, poți să alergi prin pădure, poți să te dai cu bicicleta, poți să joci un fotbal în fața casei. Tot este da. Important e că cei 7 ani de acasă pe care i-au primit și îi primesc aici, nu ai cum să-i compar cu niciun alt mediu din punctul meu de vedere. Pentru noi ăsta este raiul, nu vrem mai mult decât atâta și mai spun din când în când, eu m-am născut în Ilidia ca preot. Nu am fost preot înainte, am fost născut ca preot pentru Ilidia. Aici avem un exemplar de la Leaua Pestriță. Noi monitorizăm speciile care fac parte din biodiversitate, se urmărește perioada de înflorire și stabilitatea ei în zonă. Aici sunt vreo 6 exemplare și aici mai avem una, uite și o albina vizitat-o. Aici se poate observa și polenul din interiorul ei. Simion Țeicu este omul care a pus bazele rezervației Ciclova Ilidia, a Parcului Național Cheile Nerei Băușnița. A pus bazele ecologiei în anii 70. El atunci a spus, aici este biserică, în biserică nu se taie, nu se intră cu mașina, turismul în Parcul Național și în rezervație ar trebui să facă cu rucsacul în spate și cu bățul în mână. Grup de copii vine anual, un grup din cadrul cercetașilor României, cercetașii munților din Timișoara, vin și își petrec câteva zile aici, învățând să trăiască într-o natură curată și în această aventură sunt însoțiți de instructori din Timișoara. Noi sperăm ca în timp acești copii să arate că există un alt fel de turism în România față de acel turism promovat în mare viteză cu multe probleme pentru fondul forestier. Vorbim de 800 de ani de atestare de documentare, nu de existența Ilidiei, pentru că nu putea să ajungă un centru de district peste noapte. A fost obiectul unui inscris papal, papa de la Roma, a avut în administrație moșia împărătesei Bizanțului, căsătorită cu regele Ungariei. Sunt apicultor de foarte mult timp, din vremea liceului. Când ortacul meu, Adam Măran, mi-a dat primii 4 stupi cu care am început, i-am avut la Livez, peste deal de aici. Am avut 4 stupi, acolo am reușit să ajung la 8 în timpul liceului și când am plecat în armată, ursul mi-a spart pe toți 8. Am reușit să salvez doar un singur stup într-un colț de ladă, în rest au fost făcuți praf de urs. Am păstrat stupul ăla și am ajuns acum total în jur de 300 de familii. Familiile rămân tot timpul anului aici, iar stupina cu care fac pastoral e o stupină mobilă, adică te muți în funcție de cules. Începând de la rapiță, salcâm, tei și după aceea polifloră. Aici vatra asta e făcută de Ion Țepeneu. Putem spune cel mai mare apicultor care a fost în Ilidia. Chiar din zona Banatului, dintre cei mai mari apicultori. A folosit, de exemplu, o metodă de hrănire foarte ingenioasă cu hrănitorul în spatele stupului. Mm-hmm.
Sunt și ranger la Parcul Național Cheile Nerebeurtița. Chiar în zona asta a ieșit Natura 2000. Fiecare ranger are o zonă de care răspunde, de la pază, la toate activitățile de monitorizare, turism, tot ce include un parc național. Cea mai plăcută parte din meseria de ranger e când merge la monitorizare, mai ales la carnivore mari, în perioada de iarnă. Fiecare ranger merge pe o bucată de câțiva kilometri, măsori urma și poți să stabilești pe o anumită suprafață câte exemplare sunt la momentul respectiv, dintr-o anumită specie. De lup, râs, la păsele răpitoare mari avem cuiburile monitorizate. Acum a început perioada de cuibării, de exemplu la șoimul călător, care se știe cel mai rapid animal din lume, prinde și 350 de km la oră. Chiar pe Valea Mare aici avem un cuib de șoim călător. Îl monitorizăm, îl aștept în fiecare an, stau la pândă să văd când vine, îl urmăresc cu binoclu. Specia nu prea e afectată de factorul antropic. Cuiburile sunt pe stâncile, în locuri inaccesibile. Fiecare casă în sine este o poveste. Eu în ăștia 14 ani de când sunt aici, n-am reușit să mă plictisesc. Adică dacă simt vreodată că mă plictisesc, ceea ce nu prea se întâmplă, pur și simplu mă duc la cineva acasă și îmi povestește și descoper o carte întreagă care mă fascinează și care mă face să o răsfoiesc până la ultima filă. O să vină vecinul nostru Nicu Pătruț, Nicu Brânzei. Nu, lui nu pot să-i dau decât un vin din Via lui Greaca, făcut de Nicu Brânzei, nu? Păi, Dumnezeu să vă dea sănătate. Am niște portrete, doamne, scrise într-o carte de sine printre ziduri. Moșcole și copiii întunericului. Este vorba de bunicul, străbunicul ei. Toamna era cu viața spre mijloc. În vii, strugurii erau culeși și mărăsea dulceață și bucurie. Abia trecusere câțiva ani de la sfârșitul Marelui Război și Moșcole Jaba, Nicolae Jurchela, pe numele său adevărat, scăpase viu și teahă după 5 ani de front. Venea de la Anina spre Ividia pe jos, peste Marila, până la Ciclova Română, s-a oprit la un ortac ca să guste pahar de vin. Aproape de crucea nopții a plecat spre casă, peste Valea Mare, peste Vraniul Mare și Vraniul Mic. Pe la 1 noapte a ajuns la marginea râului, la podul de lemn de lângă casa Minei Ciută. Deodată aude vorbe bolborosite, zângănit de lanțuri și pași prin apele râului. Moșcola s-a înfiorat. Ajuns la jumătatea podului de lemn, se uită în apa râului. O vede pe baba Elena vrăjitoarea și încă o femeie necunoscută, dezbrăcată în pielea goală și despletită, cum băteau cu lanțurile în apă, descânteau sub privirile a patru dragi, vici și negri. O școlă tânără și neimplicat pe atunci s-a cutremurat, simțea broboane de sudoare reci pe tălpi și până pe frunte. A apucat să zică doar atât. Măi Elena, ce faceți voi acolo? Auzi, scolă, vezi de drumul tău, mergi acasă ca să-l trimit copiii ăștia după tine și nu o să-ți fie bine. Bietul om, când aude, cu hainele urde de sudoare, se pune pe fugă, trece peste prunii lui Ștefan Luca, coboară prin grădină în curtea casei, unde l-aștepta baba Românița, soția și fetele. Românițo, am văzut pe dracu noaptea asta, nu mai pot, dacă nu mor acum, nici nu mai mor. Eu zic să mai bem o gură de rechie. Eu zic că îți dai și ție. Erau foarte mulți plecați din ei în străinătate, chiar bunicii lui Pătru, 7 ani au stat la Paris, la muncă, în Franța. Spune America Mică. Mulți în America, mulți în Franța, bunicii lui Pătru în Franța. Și-au plecat să muncească. Da, pentru... Să ridice case. Eu am cunoscut un personaj din Lidia a cărui bunic a fost în Cuba și în perioada prohibiției, fiind și criză economică, a făcut răchie
și făcea contrabandă cu rechie în state. Noaptea dormeau în praful din Mexic și treceau cu catârii alcool, îl vindeau în Cuba și veneau înapoi. Au adus tehnică. Maestorul Raica, care a fost ucenic împreună cu străbunicul meu, a adus unelte de la Viena și a făcut cel mai mare atelier de timplărie din zonă, care la naționalizare în 1947 a format 30 decembrie în Oravița. Industria de lemn 30 decembrie. Deci utilajele unui sătean din Ilidia au format o fabrică la Oravița de prelucrarea lemnului. Ortecia a fost baza satului bănățean. În istoria ei, ortecia morilor era ortecie de clanuri, ca să o luăm și noi ca scoțienii, pentru că era moara tămășeștilor. Era familia tămășeștilor care avea o moară. Sau moara bălanilor, care erau, moara gherghinii. Deci sunt unele care sunt chiar situri arheologice. Fiecare moară avea câteva familii care măcinau cu rândul. 35 de ani în urmă, când era satul mai populat. Da. Trăiau părinții mei, nu doar de Dar te rog să povestești cum ți-ai petrecut tu revelionul din anul în care s-a născut fiul tău. Am măcinat la moară toată noaptea. Și tot la jumătate de oră, la o oră, te duci să ceivești, să vezi cât o curs, să mai dai naocol cu pana. Se știa foarte clar, existea un, să zice, un așa primar al morii. Și atunci cheia trecea de la unul la altul, cheia de la moară. Și mergeam în timpul liber, noaptea de foarte multe ori. Cu lămpașul, sunt chestii care te marchează, nu le uiți niciodată. Facem drumul la apă. În 1991 am descoperit Ilidia cu colegii noștri care erau într-o tabără de pictură aduși de profesorul Nuțiu. Ilidia a fost, de fapt, epicentru din care timișorenii ajunși artiști la Ilidia au plecat către Socolari, ziceam, către Potoc, către Cărbunari, Știnăpari. Noi ne-a plăcut că am descoperit un sat cu case de piatră. Și după case ne-au plăcut oamenii, cu poveștile lor. Vezi că viața stăci, dar fi om de omenie, așa cum e mult Ilie, la Ilie, cunoști, nu? Pe artiștii, fiind și oareșcum vagabonzi, hoinari, cum eram și noi atunci, și cum cred că am și rămas unii dintre noi încă, am tot peregrinat prin satele astea în care unii ne-am așezat. Sigur că Ilidia rămâne pentru totdeauna un loc de inspirație pentru artiștii vizuali. Personal, în 33 de ani am făcut o serie lungă de portrete ale unor localnici care astăzi nu mai sunt. Suntem la Ilidia, un atelierul instaurat ca atelier într-un vechi loc în care se țineau căruța pentru domnul doctor al sărmanilor, Țeicu, și în care împreună cu domnul Dimitrie Grama, nepotul lor, am hotărât ca doi holtei să ne facem un locșor unde el să scrie și eu să pictez. Nimic nu e întâmplător în viață și dacă am reușit să fim și în Phoenix, înseamnă că ni s-a dat. Ceea ce vom și sărbători, în 24, cred că luna asta, este sărbătoarea ortacilor. Ceea ce ortacii sunt mult mai mult decât o prietenie banală, care o faci sau o desfaci. Ortacii erau acei prieteni care
pe viață și pe moarte rămân. Ăla se sacrifica pentru tine, ortacul meu. Și-a bătut joc de domnie și tot stradă neîncetat. Andrei Popa, hot bărbat, Andrei Popa, hot bărbat. Eu sunt bănățan în țoarele mele. Adică sunt născut la Reșița, am crescut la Balcan, pe granița cu sârbii și cu ungurii. Ne-am înțeles cu toată lumea și am luat unii de la alții cunoștințe, obiceiuri, vorbe, până la filozofii. Pregătirea asta care o ai din Banat, ești apt ca să comunici oriunde în lume. Și asta mi s-a întâmplat. Deci eu am făcut o jumătate de glob și am stat la masă și cu ăla care a cules orezul și cu ăla din Nepal și m-am înțeles și numai stând și uitându-ne unul la altul, că oamenii se simt. Noi suntem mult mai mult decât aparența asta fizică. În jurul nostru este o energie care se întâlnește cu energia cealaltă, nu-ți trebuie cuvinte. Norocul meu, soarta mea, s-a scris la Ilidie. Și l-am cunoscut pe Nicu la locul de baie, la vir. Avea, cum să zic, pasiune pentru muzica populară, cânta la acordeon, cânta la muzicuță. Un om extraordinar de modest, îi plăcea să vorbească ca la Ilidie. Am plecat în 95 oficial în Olanda, în 94 m-am măritat cu el, în 95 am plecat. Bunica mea, care când l-a auzit, Doamne Dorina, unde te duci? Unde te duci tu în lumea largă? M-am integrat în Olanda, nu era nicio problemă, dar n-am iubit-o. E o țară frumoasă, multă civilizație, dar mie mi-era dor și de pietrele de pe drum, de aici. Așa, că am pus stetoscopul în cui, așa, și am venit la Ilidie și am luat sapa. Am văzut, aș spune, întreaga Europa. Am trecut și oceanul de vreo 3 ori în America. N-am avut tentația de a rămâne. Mă gândeam acasă. Dar în primul rând îmi venea în minte și în gânduri Ilidia. Multă vreme o trecut. Unde vin? Chiar dacă mă duc până la Oravița după cumpărături, mă opresc în dealul armenilor, ies din mașină și mă uit la dealurile astea și zic, mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut aici și mă rog la Dumnezeu să pot să văd cât mai mulți ani aceste dealuri. Îmi amintesc când am plecat din ultima dată cu Nicu de aici, Nicu era la fel ca și mine. Deci eram leșinați amândoi după Ilidie. Mi-amintesc și acum că eram cu mașina, uite așa îi curgeau lacrimile și se uita la dealurile astea. Probabil că și-o dat seama că e ultima dată când le vede. Ilidia a avut întotdeauna cultul morților, a oamenii care nu mai sunt aici. Dacă te uiți la cimitirul nostru, e
îngrijit, chiar dacă oamenii nu mai sunt aici. Trimit bani, nu neapărat să le taie iarba în curte, știi? Dar să îngrijească cimitirul, de 4 ori pe an să îl sape. De asta zic că Ilidia a fost și sper să rămână o mare, mare familie. Place, pune mâna, e frică la mic. Pune mâna, așa vezi, vezi. Zilele trecute am numărat câte botezuri am avut în ăștia 14 ani și am avut 54 de botezuri. Dumnezeu așa le-a orânduit să avem câte puțin din toate. Și iarăși suntem pe malul apei, unde stă Siddhartha și se gândește. Uite-te în fața ta, la râul ăsta. În același moment izvorăște și în același moment se varsă în mare. Dar minunea este că în același moment curge ușor prin fața ochilor tăi mirați.